De la icoana Maicii Domnului, aflată în școală, nu? Suntem în școală aici. Suntem în școală. Noi oricând ne putem duce în primărie, că domnia ta ești primar. Deocamdată. Deci, domnul Marius, primar de câți ani, domnule? Din 2008. Adică s-adună niște ani, care înseamnă că în răstimpul ăsta matale ai învățat, ai realizat. De câte ori ai făcut ziua comunii? Asta este a 10-a oară. Deci măcar 10 ani de cât te ocupi asta, de treaba asta. Când a ieșit cel mai bine ziua comunei la domnia ta? Fiecare an a ieșit din ce în ce mai bine. Da, de acord. Socotit că acum afară sunt și interpreți prestigioși și mulți oameni. Aveți și noroc aici că aveți o scenă la umbră. Deci mulțimea nu se ferește să stea în fața scenii. Cam câți oameni credeți că aveți în fața scenii acum? Cred că vreo 500, în jur de 500 de oameni. Și toată comuna cât are? 1800. Deci cam măcar o treime din populație este prezentă la ziua comunii. Da. De ce o faceți, domnul primar? O facem pe fiindcă la oameni le place. O așteaptă și se simt bine. Este o ocazie să se întâlnească fiii satului. Am văzut că sunt și mașini străini pe aici. Sunt, păi avem... Deci s-au întors... Special sau domnia ta ai organizat ca și ei să fie prezenți? Să fie prezenți? În luna august, cei care lucrează în special în Italia vin acasă și în special pentru ziua comunii mă întreabă dinainte când e să știe să-și programeze concediu. Deci aveți oameni cu care țineți legătura în orice moment, ca să zic așa. Știți cam cât îți plecați din localitate? Cred, vreo 200, sunt puțin. 200-300 de ani. S-au întors să-și facă aici case? Și-au mai făcut, da. Dacă ar fi printre realizările edilitare pe care domnia ta ca primar le-ai realizat, care ar fi? Sunt câteva. S-o luăm, în ordine. Păi ultimul realizat este un proiect pe fonduri europene, modernizare drumuri de acces către exploatațiile agricole, care tocmai a făcut recepția pe 16 august. Este vorba acum de 2-3-4 zile, 6 da. 6 km 700 de asfalt și un pod peste părăul Bărzotan. Anterior, tot anul ăsta, am recepționat grădință cu 4 săli de grupe în satul Sălceni, cu obiectiv finanțat prin Ministerul Dezvoltării. Am recepționat un grup sanitar pentru școala Sălceni anul trecut. Am recepționat iarăși un parc în satul Sălceni. Sălceni, că ești matale de aici, da? Nu din Pochidia, din Sălceni. Nu, făcut și în Sălceni, și în Pochidia multe, dar să Sălceni fiind satul cel mai numeros, care domină numeric comuna, sunt și multe obiective de realizat. Așa, din curiozitatea mea a reporterului, cât la sută din populație au votat din nou pe primarul 60%. Marius Ciocan? 60%. Da. Deci n-ai grijă nici la următorul mandat. Nu știu, să ajungem la următorul mandat. Deocamdată avem de muncit. Aveți de muncit. Hai să ne întoarcem la ziua comunii. Vreți să facem un rezumat ce s-a întâmplat astăzi, 20 august, la domnia ta în comună? La ora 3 au început festivitățile. A deschis primarul cu un scurt cuvânt? Da, un scurt cuvânt de bun venit. Da, așa. Și urări la mulți ani. Distracții plăcute de oameni. Au cântat soliștii care i-am avut în program, vedeta principală fiind Fuego, de la ora 16 la ora 17 a cântat Fuego, care a ridicat lumea în picioare și au vibrat. Nu te întreb cât te-a costat, cât știu dinainte. Dar esențialul că ați reușit să aduceți o personalitate a muzicii românești. Și iată și acum este o cântăreață reputată și mai aveți încă vreo câțiva. Câți aveți de toți? 5 artiști cântă astăzi. Plus grupul Susopinca de la Cerțești, care a cântat mai devreme. Susopinca, da. Și după, să zicem, ora 23 sau când, încheiați cu un foc de artificii? Nu, nu încheiați foc de artificii. De ce n-ai făcut foc de artificii? Din cauza bugetului. Tot bugetul e de vină, nu? Bugetul,
Da, apropo, de unde ați făcut rost de bani pentru Ziua Comunii, domnul Ciocan? Păi, 15.000 de lei au fost prinși în buget, 5.000 am obținut din sponsorizări. Deci 200 de milioane, din care... 20 de mii. 14 de mii de lei fără TVA a costat evenimentul artistic. Mm-hmm. Esențialul când le-ați dat la oameni un moment de distracție și vă supun atenției două probleme. Domnia voastră, credeți că cei care au venit pe scena asta, atenție că eu susțin limba română în revista Meridianul Cultural Românesc și spunem că și soliștii vocali și instrumentali mai puțin, soliștii vocali în limba română susțin limba română, care are mari probleme în actualitate. Deci am vrut să spun că și soliștii sunt cântăreții, sunt luptători pentru limba română și dumneavoastră, dacă îi aduceți, este un model de limbă. În al doilea rând, ei sunt modele pentru copiii dumneavoastră de aici. Comentați? Da, ei sunt cunoscuți. Da. De ce ați venit cu nume așa mari, cum e Fuego sau altcineva? În fiecare an am încercat să venim cu un artist mai de renume, pe lângă ceilalți. Cap de afiș. Da, să fie un cap de afiș. Mm-hmm. De regulă am venit un cap de afiș. Am trecut la mamă pe radiile. Oamenii din, primărie vă sprijină în ideile astea? Sunt toți prezenți aici. Consilierii sunt cam toți aici, că am văzut că pe unii i-ați scos în față. Adică vă simțiți sprijinit, asta e ideea. Da, da. Cea mai mare parte din consilierii. Dar familia? Este și familia prezent. Toată familia. Ca mulți alți primari care au organizat Ziua Comunii, ați făcut un număr de sarmale, ceva mâncare, da, ceva băutură, da, nu? Da. Cam câte sarmale ați făcut voi aici? Chiar nu știu, dar știu că s-au făcut două oale mari. Așa. Două oale mari cu vinul? Avem și vin. Adică când sunteți gospodari până la urmă? Avem și vin. Am luat cozonac pentru toată lumea. Toată lumea servește cel puțin o felie de cozonac și un pahar de vin. Suc pentru copii. Câți copii ai în satul, nu, în comuna Păchitia? Da, aproximativ 200 de copii. 200 de copii. Când văd de școala, este binișor pusă la punct. Aici, așa, elemente ale noului. Aici ce mai intenționați să faceți? Școala coordonatoare. Aici, da? Și ce mai faceți în celelalte sate? La Păchitia, acolo sus, nu trebuie școală? Este școală, sau aveți școală nouă? Este școală, nu este școală nouă, dar a fost reabilitată în anul 2000. Nu corespunde exigențelor Uniunii Europene, dar o avem în atenție și... Dacă ar fi să vă prezentați acțiunea din tâi, mâine, la ce veniți la treabă? Ce aveți de gând să faceți mâine și în continuare până la 31 decembrie? Este mult de treabă. Tocmai v-am spus că am făcut recepția la drumul finanțat pe fonduri europene, măsura 125. Așa. Trebuie să scoatem autorizația de funcționare de la Apele Românii, de la Mediu. Săptămâna viitoare este o săptămână de foc. Umblu după autorizări. Cum s-ar zice, și primarului stă bine cu drumul, nu numai jurnalistului. Sigur. Și... Sigur. Mai avem proiecte în derulare. Aici e o veste bună. Câte? Mai multe, dar ultimul care l-am depus la Caltecuci este construirea unui parc fotovoltaic. Opa. De 150 kW cu racord la sistemul energetic național. Bravo, asta e o treabă care bună. Care ne va ajuta foarte mult. Dacă reușim să-l implementăm, practic suntem salvați de multi... Un primar pe care l-am intervievat a zis că a adus în comună 12 milioane de euro. Prin proiecte, evident. Dacă faci socoteala, cam câte milioane de euro ai adus deci la Păchitia? Nu le-am făcut socoteala, sunt multe milioane. Doamne, dar de ce nu interveniți la județ să vă facă drumul ăsta mai? Că e numai găuri și borte. Avem promisiunea că o să asfalteze integral și drumul Tutova. Un județean 243. Un reporter are totdeauna multe întrebări de pus. Dar ca dumneavoastră reușiți o zi a comunii, ați avut probabil și un ajutor la Consiliul Județean și ați avut fondurile proprii din taxe și impozite. Cam cum stați cu taxele și impozitele? Procentual, așa.
la încasări, reușim să le încasăm la sfârșitul anului peste 90%. Asta e un procent bun. Problema că sunt puține. A, mai puteți spune, mică, da. Da. Așa. Deci primarul de la Ochidia, care e din Sălceni, unii ziua comunii tot la Sălceni, într-un parc frumos, este mulțumit de activitatea lui de primar? Eu zic că da. Oamenii sunt mulțumiți că l-au ales, l-au reales. Bănuiesc că da, deoarece m-au reales. Da, da. Să spunem că Marius Ciocan este un tip grozav de modest, nu-i place, nu să se laude, nu-i place nici măcar să-și prezinte activitățile, pentru că zice el, oamenii să vadă. Văd oamenii, domnule primar, văd că te-au ales, nu? Eu zic că se vede. Bine, eu îți doresc succes și să fii sănătos, domnule Marius Ciocan.